aceste amănuntele pe care Biosa le semnalează, referitor la proximitatea cu murdăria pe care acest neajuns îl produce. Ori el se, acolo se purifică și îi spune mereu băița. Nu folosește decât diminutivul pentru acest loc din căminul lui, unde el se poate în fine curăța. Ori el uită, acest Odiseu uită de Itaca lui. El nu mai știe adresa. Și atunci deambulează, se împiedică în orașul pe care îl cunoaște, în locurile din orașul pe care îl cunoaște, în care el nu mai recunoaște direcția. Asta e treaba. El cunoaște toate locurile orașului, fără să mai fie capabil să recunoască direcția. Iar direcția indică casa, indică destinația, indică locul. Ce e interesant la personaj? Că este în permanență în gâlceavă cu cultura lui. Adică, cum a citat pe Unamuno, me duele Spania, mă doare Spania, pe omul ăsta îl doare cultura timpului lui. Și reacționează cuvântul. Vă rămâne provocarea să înțelegeți de ce a construit în acest mod. M-am tot gândit și am discutat și cu Mircea. Bună oară, a existat în 2002 o expoziție a tinerilor, nu mai sunt tineri, artiști britanici, care se chema Senzații, Sensations, în care se practicau obișnuitele fronde împotriva creștinismului normal, nu a islamului, că a încurcat-o asol de tot, în care, de exemplu, un crucifix era scufundat în urină. Și unii recenzenți, aceia care erau indignați, spuneau că ea chiar mirosea. Și mi-am amintit de sculpturile olfactive de care pomenește personajul, care nu are nume, doar interlocutorul lui, prieten, are nume, acest Odiseu al vânturilor, care nu mai bat într-o pânză care te duce, ci pleacă din tine și ele murdăresc. Potrivit ideii, nu ce intră în omul murdărește pe om, ci ce iese din el. Deci, omul ăsta a pierdut firul. Da, în această expoziție se spunea că dacă te apleci, adică nu e un lichid colorat, e chiar urină în care crucifixul era imersat. O altă chestie era un artist cunoscut, Chris O'Fili, care a făcut o imagine standard a Fecioarei din fecale de rinocer. Vă dați seama ce finețe extraordinare.